Reușește să paseze mai departe Zubir cu o pasă spre Farina, ezită Tincu, Farina scapă, Farina încearcă să centreze, mai poate să o facă o dată, Sârg se încurcă cu Iacob și gol! Gol! Petrolul! Sofian Musa reușește să marcheze, să deschidă scorul în minutul 35 pe o eroare în defensiva Concordiei. Sârghi ar fi vrut să-i așeze mingea cu pieptul lui Iacob. Acesta a ieșit din poartă, cei doi s-au lovit și de acest lucru a profitat Sofian Musa, dar un contraatac foarte bine dus. Iată, prima eroare este cea pe care o face Tincu. Nu atacă mingea, o lasă să treacă. Și iată această eroare, o neînțelegere între Sârghi și Iacob. Din nou o eroare în apărare, în care este implicat și portarul. O face pe Concordia să fie condusă în urmă cu două runde. Gafa lui Matache a dus la victoria celor de la CSM Seaș cu 1-0. Acum